Am avut prilejul și bucuria să fiu printre primii cititori ai acestor scrisori. Am încurajat-o pe Diana să scrie chestia asta din mai multe motive. E un act de mare curaj pentru o femeie și vă spun chestia asta nu că pentru un bărbat n-ar fi la fel. E același lucru. În momentul în care îți arăți sufletul așa cum e el pe dinăuntru, risc ca oamenii care trec pe lângă el să aibă reacții ciudate. Unii îl calcă, alții îl scuipă, alții îl mângâie, depinde cum le e sufletul lor. Și atunci tu ești dezbrăcat, practic, în ceea ce scrii, atunci când scrii cinstit, ești dezbrăcat. Spui, bă, așa sunt eu pe dinăuntru. Și nu mereu feedback-ul pe care îl primești este cel pe care îl aștept și nu mereu toată lumea e dulce și bună cu cei care sunt cinstiți și arată. Citeam la un moment dat din scrisorile astea și am avut așa o străfulgerare. Sunt convins că una dintre activitățile dumneavoastră este cititul Bibliei și... Nu? Greșesc? Nu? Ok. Bine, dacă nu e asta, vă spun eu, există acolo o chestie foarte faină care se numește Cântarea Cântărilor și... Dacă o să încercați să citiți în paralel lucrurile astea, o să vedeți cum ele cumva se apropie. Se apropie și, bine, nu spun vorbe mari, să nu credeți că am luat-o pe arătură acum, gata, brusc, din două guri de apă de asta să o iau, nu, nu e cazul. E modul ăla frumos în care o femeie, în Cântarea Cântărilor apare și partea bărbătească. Bine, acolo... Cei care sunt specialiști în Biblie spun că e vorba despre dragostea pentru Dumnezeu, pentru... Dar eu cred că nu. Eu cred că sunt niște scrisori la fel ca astea, scrise ori de femei îndrăgostite, ori de bărbați îndrăgostiți, care vorbesc într-un mod absolut superb despre cei spre care se îndreaptă gândurile lor. Asta face și Diana în cartea ei. Face un fel de cântare a cântărilor a bărbatului. Uneori mă gândesc că ar fi frumos pentru oricare bărbat să se simtă în pielea aia, să fie el cel căruia îi scrie Diana scrisorile și eu chiar mă întreb de ce nu mi le scrie mie, că ar fi frumos din partea ei. E lucru, asta se poate remedia, bineînțeles. La volumul 2 o să vedeți cum o să apară direct cu dragoste o femeie, măi, Sorine, adică să fie treaba regulamentară, să nu scriem prostii, că asta e. Ziceam că orice bărbat ar fi încântat să îi se scrie genul ăsta de scrisori. Practic sunt niște gânduri, nu sunt scrisori în adevărat. Cine naiba mai scrie scrisori acum? Trimite mail-uri, ce Dumnezeu, dăm mesaje pe Facebook, ce dragul mă apucă să scrie scrisori, de când n-ați mai primit o scrisoare? Eu aveam bucuria să primesc de la un moș de la Iași, întotdeauna am trimitat revista Scârț, unde am eu o rubrică, îmi trimitea așa cu un plic mare și cu un scris de la caligrafic bătrânesc, domnul George Petrone, Dumnezeu să-l odihnească, și îmi lipsesc scrisorile lui că veni vorba. Ziceam de bărbații care sunt în spatele, sau bărbatul care e, sau, mă rog, eu cred că e acel bărbat care e idealul și căruia îi scrie Diana aceste scrisori. Cea mai mare cretinătate pe care am auzit-o vreodată în viața mea de poet, spre exemplu, este întrebarea cui i-ai scris această poezie. Presupun că aceeași problemă o să aibă și Diana după ce o să citească cui i-ai scris aceste scrisori, pentru că oamenii prea puțin au răbdare să intre în dedesubt, în povestea scrierii, ci vor să afle cancanul. Bârfa, cancanul sunt mult mai interesante. De-aia și, dacă vă uitați, știrile de la ora 5 au mult mai multă audiență decât orice emisiune culturală ar exista pe orice televiziune. Pentru un autor, la început,
E bine. E bine că are câțiva oameni care sunt în spate și să știți de la mine că cel mai frumos mod de a arăta că îi prețuiți munca este să vă luați o carte acasă și să o citiți. Indiferent cât timp vă luați, eu nu cred că vă ia foarte mult, pentru că cred că merită să intrați în povestea asta, merită să intrați în ea și să vedeți un alt fel de Diana, nu cea foarte puternică pe care o știți, nu cea foarte voluntară, foarte zoie fi bărbată, ci un om sensibil și un om care reușește să își pună așa din frumosul sufletului în aceste 100 de, cred că 100 sunt, nu? 100 de scrisori. Asta e. Până la urmă ce a ajuns și 100 în ziua de azi. O carte de scrisori. Ce aș mai avea de spus e că eu sper din suflet să urmeze și partea a doua, să urmeze și o parte a scrisorilor mai îndrăzneață, un pic mai dusă mai spre hardcore, pentru că vorba aia, dacă tot vrem să vindem cărți, măcar să dăm publicului ceea ce își dorește să vadă. Și asta e. Și cred că ar fi bine să-i dai titlul scrisori din Kama Sutra, în așa fel încât omul să fie, asta este, să aștepte toată cartea să vadă unde o dezbracă pe aia, știi? Și atunci treaba este regulamentară. Dacă nu se întâmplă, nu se întâmplă. Zice, asta a fost volumul 1, în volumul 2 s-o dezbrace, că asta e treaba. Până la urmă trebuie să-ți păcărești într-un fel sau altul publicul până ajungi să fii cunoscută, pentru că publicul e ciudat. Diana, oamenii care citesc sunt puțini și foarte greu de convins să-și iau o carte acasă și să o citească. În cazul de față, că vine vorba, în cazul de față ai câțiva prieteni care sunt lângă tine, ceea ce e foarte frumos. M-aș bucura foarte mult ca data viitoare, la următoarea lansare de carte, să fie foarte mulți oameni străini care să vină să spună, bă, aș vrea să cunosc autorul acestor cărți și să văd cum arată el și ce face în timpul liber și chestii de-astea care bucură scriitor. Dar după cum știți, asta nu este prima ei carte, este a doua. Prima e o carte absolut superbă, mult mai frumoasă decât asta, o carte pentru copii. Și pe care eu am citit-o până la probleme foarte atent, adică are niște chestii pe care nu le-am înțeles, erau niște exerciții pe care nu le-am zis pentru o vârstă prea înaintată și eu n-am ajuns încă la atâta școală și nu pot să... clasa a șasea sau șase ani, așa. Deci asta e. Aia e mult mai frumoasă aia. Practic, ele se îmbină cumva. Asta este o carte care ne arată cum se fac copiii și aia e o carte pentru copii. Că asta e, ca să rezolvăm problemele, să fie o continuitate a scriitorului Diana Bonteanu. În speranța că data viitoare am să vă vorbesc de pe scări, de afară, de undeva, nu o să am loc, o să fie foarte mulți omuleți. Vă mulțumesc mult și vă las pe Diana să vă povestească viața ei. Mulțumesc mult! Bună seara, din nou. Vă mulțumesc că ați venit. Îți mulțumesc că ai vorbit atât de mult și de frumos despre cartea mea, dar înainte să încep eu să vorbesc despre cartea mea, o să o rog pe Mihaela să ne cânte ceva frumos. Bună ziua și mulțumim că ați venit. Felicitări, Dianei, pentru curaj. E greu să dai de sufletul tău, fie că e poezie, scrisori, proză sau e muzică sau pictură, Mihaela. E greu să dai din sufletul tău, e greu să ai curaj să duci un lucru și un vis până la capăt. Felicitări încă o dată că ai avut curaj și ești o femeie puternică și sensibilă în același timp. Mulțumim pentru invitație. Noi vom avea așa un mic recital împreună cu Cătălin Barna. Vom cânta câte puțin din folclor, vom cânta câte puțin din folk, dar mai ales vom cânta două melodii compuse, compoziție proprie, muzică, versuri, Cătălin Barna.
Voi începe cu o melodie compusă de Cătălin Barna, muzică, versuri, orchestrație Cătălin Barna. Melodia se numește Te regăsesc. Audiție plăcută! În sus. Acum orchestrația tot Cătălin Barna. Noi o cântăm altfel. Sper să vă placă. Audiție plăcută! Cu ochii tăi de fată,
cucurus cu frunzalată, țucui ochii tăi de fată. Spuneam că sunt două melodii compuse, versuri, orchestrație muzicală, Cătălin Barna. Continuăm tot cu o melodie din sufletul dânsului, se numește Timp din timpul tău. Știm că este o problemă cu timpul în ziua de astăzi, nu mai avem timp să iubim. Nu a fost inspirată. Din timp
simt parfumul tău și să te rog să nu mai pleci. Am să te alerg pe praf de stele, din răsărit până la apus, și am să-ți fac buchet din ele, acolo raiul nostru sus. Și-am să te țin ușor de mână, cu teamă ca să nu te pierd, urcând pe trepte către lună, și chipul tău să îl desmierd. Chiar dacă nopțile sunt reci, să simt parfumul tău și să te rog să nu mai pleci. Chiar dacă nopțile sunt reci, să simt parfumul tău și să te rog să nu mai pleci. Mulțumim! Cea de-a doua melodie inspirată din folclor, Ana, Zorile se varsă. Noi am gândit-o altfel și am simțit-o altfel. Și sperăm să vă placă. Ana, Zorile
casa Ana. Zorile se varsă, orchestrație muzicală Cătălin Barna. Mulțumim! Încheiem micul nostru recital cu o melodie folk, un cover Tatiana Stepa, Copacii fără pădure, îl știe toată lumea, este o melodie foarte cunoscută. În povestea copacilor goi, scârțăind într-o singură ușă, este vorba de noi amândoi, este vorba de foc și cenușă, doi copaci fără frunze pe drum. După cum îi privește înaltul, doi copaci prin sărutul de scrum, aplecându-se unul spre pădure cu frunză rară, unde-i iubirea de astăvară? Nu știe iarna să se îndure de noi copacii fără pădure. Spune-mi, pădure cu frunză rară, unde-i iubirea de astăvară? Nu știe iarna să se îndure de noi copacii fără pădure. Toată vara au fost numai ploi și au fost ca de ultima frunză spre ele. În zadar către tine întind niște crengi ce-mi fusese răbrațe, nu știe iarna să se îndure de noi copacii fără pădure. Spune-mi, pădure cu frunză rară, unde-i iubirea de astăvară? Nu știe iarna să se îndure de
flacăra lor moribundă. Și chiar dacă mă vei mai iubi, peste crivățul iernii ce vine, fără brațe, cu ochii pustii, n-am să am ce întinde spre tine. Spune-mi, pădure cu frunza rară, unde-i iubirea de astăvară? Nu știe iarna să se îndure de noi copacii fără pădure. Spune-mi, pădure cu frunza rară, unde-i iubirea de astăvară? Nu știe iarna să se de noi copacii fără pădure. Mulțumim frumos, Cătălin Barna. Mulțumim pentru invitație. Vreau să încep prin a-i mulțumi Mihaelei și lui Cătălin pentru faptul că mi-au dat răgazul să mă gândesc la ce urmează să vă spun. Și cred că cea mai bună soluție este să fiu sinceră. Nu am avut astăzi timp să-mi pregătesc niciun discurs. A fost o zi nebună, aglomerată și cu tot ce nu mi-aș fi dorit să se întâmple. Și am ajuns aici și vă văd în fața mea și asta șterge tot ce n-a fost în regulă astăzi. Așa că primul lucru pe care vreau să vă spun este mulțumesc. Știu că este o zi de miercuri, știu că traficul este infernal, știu că multe dintre dumneavoastră veniți de la un job și atunci apreciez și vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru efortul de a veni aici. Și nu o să vă povestesc de ce am decis să scriu 100 de scrisori de dragoste. Nu o să vă povestesc cât mi-a luat. Cred că o să încep direct să vă citesc din ele. Cât timp am ascultat-o pe Mihaela, mi-am schimbat și ordinea pe care o stabilisem aseară. Și pentru că 99,9% suntem doamne, o să încep cu o scrisoare pentru o femeie. Draga mea, te cunosc, te știu atât de bine, chiar dacă nu ne-am întâlnit niciodată în viața asta. Ai dorințe, speranțe și visuri închise adânc în sufletul tău. Ai fruturi care nu mai au timp să zboare și bobonși de trandafir care nu mai apucă să înflorească. Îți spui în fiecare seară că de mâine vei face ceva pentru tine, că ai să alungi compromisul, că ai să te iubești, că ai să ai grijă de tine, că ai să te eliberezi din lanțurile ce te țin captivă într-o existență monotonă. Iar dimineață te trezești și toate sunt la locul lor, exact așa cum le-ai lăsat. Doar curajul din inima nopții îți lipsește. Sufletul tău se va îngriji din nou de binele celor din jur, mâinile tale vor pansa din nou alte răni, cuvintele tale vor alina alte dureri, iar fluturii tăi din nou nu vor mai avea timp și loc să zboare. Tu te pierzi pe tine zi după zi și parcă nici noaptea nu mai ai curaj să visezi. Povestea ta devine povestea lor și din personaj principal ajungi la sfârșit o notă de subsol. Draga mea, nu-ți lăsa fluturii să moară și nici bobocii de trandafir să se ofilească. Dă-le apă, dă-le lumină și hrană,
fă-ți grădina Edenului în suflet și înțelege că pentru a avea grijă de altcineva, trebuie să ai mai întâi grijă de tine. Draga mea, te cunosc și aș vrea să te văd cum înflorești. Cu dragoste, o altă femeie. Și acum o să revin la prima scrisoare. De la această scrisoare a pornit ideea cărții. Și sună cam așa. Dragul meu, perna miroase încă a tine și printre așternuturi a rămas pierdută mângâierea ta. Îți simt în păr respirația caldă și port pe piele ca pe niște podoabe scumpe amprentele sărutărilor tale. Au trecut ceasuri nesfârșite și zile lungi cât eternitățile purgatoriului, de când te-ai desprins din brațele mele și ai lăsat gol în pat și pustiu în suflet la mine. Nu știu dacă a fost aievea sau chiar am trăit clipa în care m-am pierdut cu simțuri și rațiune în pieptul tău. Dacă doar mi-am imaginat că existi sau chiar mi-ai ținut privirea în palme și mi-ai suflat peste inimă viață. O noapte ce pare întâmplată de mult, când încă existau basme și zmei, o noapte sub aurora boreală, când gheața din mine s-a topit sub ploaie de stele. Nu știu dacă am fost chiar eu, nu știu dacă tu chiar m-ai iubit, nu știu dacă îți sunt, nu știu dacă mi-ești, nu știu unde ai plecat și nu știu când ai să te întorci. Dar, dragul meu, un lucru știu sigur. Un foc s-a aprins când piele peste piele am stat. Un univers nou s-a creat și toată lumea mea a fost absorbită în el. 1000 de volți au traversat întreaga ființa mea și ca un ocean de lavă m-ai topit. Dragul meu, nu știu unde ești, prin ce galaxii te preumbli, dar știu că speranța ca ai să te întorci mă ține vie. Cu dragoste, o femeie. Dragul meu, mi-ar fi foarte ușor să-ți spun că te iubesc, dar cuvântul iubire este atât de mic și cuprinde atât de puțin din ce însemn tu pentru mine. Să-ți spun un simplu te iubesc ar fi la fel de banal ca și cum ți-aș spune bună dimineața. Nu pot să-ți spun doar te iubesc, pentru că ar fi la fel de insignifiant precum o picătură de apă într-un șuvoi de ploaie, o pietricică pe cărarea de munte sau un fulg de zăpadă în mijlocul avalanșei. De fapt, nu vreau să-ți spun nimic. Vreau doar să-ți iau mâna, să o lipesc pe pieptul meu, să simți cum inima mea bate în ritmul răsuflărilor tale, cum sângele îmi curge prin trup, ca o lavă aprinsă de atingerea ta, și să te uiți în ochii mei să vezi câtă viață și visuri și speranțe ai pus în ei. Te iubesc este prea puțin. Orice cuvânt aș rosti este prea puțin pentru a te face să înțelegi că mi-ești hrană și lumină, că mi-ești înger și putere, că mi-ești viață și alinare. Ești scânteia ce mă aprinde și aripile ce mă poartă la stele. Și toate astea nu ar putea nici când să încapă într-un singur cuvânt rostit atât de ușor dintr-o singură răsuflare. Nu are rost să-ți spun un simplu te iubesc, când pot să mă lipesc de pieptul tău și să mă topesc în brațele tale, să mă simți, să mă ai, să îți fiu. Cu dragoste, o femeie. Dragul meu, îți scriu aceste rânduri pentru că voiam să te anunț că am schimbat bateria la baie. M-am gândit că vei veni obosit de la fotbal și vei vrea să te relaxezi cu un duș cald. Vezi că apa rece e la stânga, apa caldă e la dreapta. Dacă vrei să le combini, trebuie să o pui pe mijloc. Știu că e greu să nimerești mijlocul, dar din a 5-a, 6-a încercare sunt aproape sigură că o să-ți iasă. Și am schimbat și priza aia din living. Dacă vrei să-ți pui acum consola, poți juca FIFA liniștit. M-am gândit că ar fi păcat să se întâmple vreun scurt circuit și să se ardă, că doar am renunțat la mașina de spăla vase pentru ea. Drept este că a fost înspre binele meu. Abia acum am început să văd lucrul ăsta, de când am mereu unghiile curate și pielea hidratată și fină, precum ghearele din tacâmul de pui de la Avicola, de la câteva se spăl. A, și ți-am lăsat ție programarea mea la manicură, nu avea loc să ne primească pe amândoi și m-am gândit că tu ai mai multă nevoie, că la bere cu băieții trebuie să ai mânuțele îngrijite. Acum îmi dau seama cât de norocoasă sunt să te am, altfel nu mi-aș fi imaginat că să ai un copil este atât de provocator.
Bine, nici nu mi-aș fi imaginat vreodată că o să am un copil de 1,90 m și 100 de kilograme. Dar mă bucur că universul mi-a scos în cale. Totuși, ți-e dor de mămica ta biologică? Mă gândesc că poate nu ai mai fost de mult pe la ea. Vreo săptămână, o lună, un an, până și înțarcă dracu copchii. Ți-ar prinde bine să mergi în vizită să mai schimbi un pic peisajul, ca să nu te sufoci accidental cu o pernă prin somn de dorul ei. Cu mai puțină dragoste, o femeie. Și, pentru că eu am acasă, cum s-a învățat ea să spună, moștenitoarea familiei sau evoluția speciei, bineînțeles, evoluția speciei cu privire la tot ce era mai dificil, ca să mă exprim frumos, am simțit la un moment dat nevoia de a-i scrie și ei o scrisoare și pe care sper că atunci când va mai crește o să o înțeleagă și o să o simtă așa cum am scris-o eu. Draga mea, copilă cu licurici în priviri și zâmbet de rază de soare, vlăstar crescut din sufletul meu, văd în tine toată speranța vieții, adunată din evă în evă, peste locuri și veacuri. Privesc la tine cum crești și întinzi aripi de fluture peste lume, cum din praf de magie și zâne, începi încet încet să arăți atânărele oaică. Te aud cum îți pregătești glasul, să-l faci să răsune și îți ascuți curajul să zbori, să te înalți cât mai sus. Îmi va fi dor de mirosul tău de copil, de căldura obrajilor tăi între palmele mele, dar voi fi eu pârghia cu care tu să te avânți în lume și te vei vrea să te întorci, în pieptul meu va fi mereu pentru tine acasă și de vei vrea vreodată să fii din nou copil, vei fi copilul meu toată eternitatea. Iubita mea cu obrăjori de tultă dulce, e nedrept că fuge mult prea repede copilăria și mie îmi rămân prea multe dezmierdări nedate și ție prea multe pozne nefăcute și prea devreme uiți de zâne și de basme. Dar vreau să știi că oricând dorești, în brațele mele o vei găsi mereu pe mama. Copila mea cu părul de mătase, nu-ți fie teamă, mergi înainte cu fruntea sus și inima plină, voi fi mereu în spatele tău, să te ascult când nu te aude nimeni, să te privesc când nu te vede nimeni, să te iubesc atunci, dar mai ales atunci când nu e nimeni în jur să te privească. Un singur lucru vreau să-ți cer, atât, poate n-o fi chiar atât de greu. Tot ce-mi doresc de la tine este să fii fericită. Cu dragoste, o mamă. Dragul meu, eu te iubesc și atât. Doar te iubesc cu minte, nu am pretenții, nu am așteptări, doar vise, în care mâna ta o simt atâta de fierbinte când mă atingi pe rănile de mult deschise. Ca picătura ploii ce prin orice crăpătură își face tainic loc și în șoaptă se prelinge, mi-ai strecurat în suflet o arsură pe care cu nimic nu o poți stinge. Eu pentru tine poate sunt un joc copilăresc, nu am curaj să sper că mă împărtășești iubirea și totuși mă săruți atâta de firesc și simt cum mă topești doar cu privirea. Ca un copil sărac mă bucur când primesc din gura ta o vorbă dulce, un alint și îmi fac curaj să spun că te iubesc, dar mi-este teamă că ai să crezi că mint. Eu te iubesc și atât și nu aștept nimic ce ar putea să însemne un legământ și mă râde inima când doar un pic ne întâlnim fugar pe acest pământ. Cu dragoste, o femeie. Asta e dedicație pentru Ghiri, dacă... Cam genul ăsta de scrisori găsiți în cartea mea cu 100 de scrisori de dragoste. Sunt scrisori scrise către fetița mea. Sunt câteva triste pe care astăzi nu aș fi avut puterea să vi le citesc. Sunt scrisori care cuprind trăiri prin care la un moment dat fiecare dintre noi a
trecut sau va trece, cel puțin odată în viață. Pentru cei curioși, nu sunt toate din experiența proprie sau din trăirile proprii. Sper să vă aducă un pic de emoție în suflet și încă o dată vă mulțumesc că ați venit astăzi aici și că ați fost alături de mine. Îi mulțumesc domnului Poclitaru și în special Mihaelei. Mulțumesc domnului Cătălin Barna și sper să ne vedem mai mult la următoarea lansare. Sper să fie cât de curând. Și vă doresc o seară minunată în continuare. Bravo!